Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, deschidem cuvântul Domnului la cel mai cunoscut pasaj din Vechiul Testament. Care credeți că este? Psalmul 23 este cel mai cunoscut pasaj din Vechiul Testament. Voi citi prima parte a versetului 1. Psalmul 23, versetul 1, partea 1. Domnul este păstorul meu. Amin. Mărturisesc că am venit pregătit cu un alt mesaj, însă pentru mesajul cu care am venit pregătit aveam nevoie de timp mai mare, mai lung. Vreau să vorbesc despre cum să biruim îndoiala, dar rămâne deschis pentru altă ocazie. Și atunci m-am orientat la timp să pot să fiu util și în răstimpul care ne-a rămas la dispoziție, în 25 de minute, am să vă vorbesc cu ajutorul Domnului despre credință și anume mesajul meu se va intitula O credință davidică. O credință davidică. Psalmul 23 este un psalm al lui David și psalmul acesta, pe cât de simplu, este pe atât de profund, de adânc. Și în primele patru cuvinte ale psalmului 23, împăratul David ne revelează ceea ce crede el în relația lui cu Dumnezeu, ne revelează ce este, de fapt, o credință adevărată, o credință biblică. Foarte mulți au probleme să-și definească credința. Foarte mulți consideră credința creștină o religie. Și foarte mulți vorbesc derogatoriu la adresa credinței creștine. Probabil că ați văzut deschiderea Jocurilor Olimpice din Paris și show-ul pe care l-au pus francezii la deschiderea Jocurilor Olimpice a fost de-a dreptul blasfemiator la adresa credinței creștine. Unul dintre cele mai celebre tablouri din lume, este cina cea de taină, nu? Și au imitat tabloul acesta cu o bandă de derbedei, bărbați îmbrăcați, femei, ironizând credința creștină, ironizând puterea civilizației oamenilor. Că dacă n-ar fi Scriptura, lumea ar fi în întuneric. Însă unde a pătruns Scriptura, trebuie să recunoaștem că vrem, că nu vrem. Acolo a pătruns civilizație. Acolo oamenii s-au deșteptat. Unde nu este Scriptură, nici astăzi este sălbăticie, este caracter de-a dreptul inuman, nu vreau să intru în detalii pentru că dumneavoastră știți, dar Scriptura este fundamentul mântuirii și al civilizației omenirii. Orice atitudine negativă sau batjocoritoare la adresa Scripturii, la adresa credinței creștine, nu se lasă nepedepsită dacă oamenii nu se pocăiesc. Și atunci lumea se întreabă, ce este de fapt credința? Pentru că de multe ori și noi vorbim și vreau să fiu foarte direct. De multe ori nu știm ce credem. Nu știm ce credem. Vă aduc aminte această istorie, v-am spus-o cu ani în urmă, George Whitefield, un mare predicator englez, spune că a predicat într-o zi
în Anglia, într-un teatru mare care exista în vremea aceea. Peste 5.000 de oameni au fost prezenți la predică și a vorbit despre credință. Predică entuziasmată, foarte bine documentată biblic, pentru că el așa vorbea, foarte bine documentat biblic. Când s-a terminat serviciul divin, un tânăr care era pe băncile din față a țâșnit și s-a dus direct la el. Și a spus: domnule Whitefield, am vrut să fiu primul care să vă felicit pentru predica aceasta despre credință. Așa ceva eu n-am auzit în viața mea până acum despre credință. Și George Whitefield mărturisește în biografia lui, spune: mi-a mulțumit, am zis mulțumesc. După aceea el a spus tânărul acesta: dar domnule pastor, domnule Whitefield, vreau să știți că și eu sunt credincios. Și ce, m-am uitat la el și am zis: bravo, mă bucur, dar ce credință ai tu? Și s-a uitat la mine așa surprins și a zis: cum, ce credință am eu? Eu am credința bisericii mele. Ok, a zis Whitefield, atunci biserica ta ce credință are? Păi, domnule pastor, ce credință să aibă biserica mea? Biserica mea are credința mea. Deci tu ai credința bisericii și biserica are credința ta. Bun, voi doi, ce credință aveți? Și la care spune el, s-a uitat la mine tânărul și a spus: amândoi avem aceeași credință. Oamenii de multe ori nu sunt în stare să-și definească credința. Vorbesc, de exemplu, din Iuda, versetul 3, și spun: credința dată sfinților odată pentru totdeauna. Care este aceea? Asta este întrebarea. Care este aceea? David ne spune ce este o credință biblică. Și David nu ne cheamă la iudaism, nu ne cheamă la penticostalism, nu ne cheamă la baptism, la ortodoxism, la catolicism. David ne cheamă la o credință biblică. Cum arată o credință biblică? După David, deci credință davidică, după David, credința biblică are patru stâlpi puternici. Primul stâlp este că o credință davidică, care este o credință biblică curată, este aceea dată sfinților odată pentru totdeauna. O credință biblică curată are primul stâlp și primul stâlp este capacitatea de a identifica cine este Dumnezeul tău. Uitați ce spune el: Domnul este păstorul meu. O credință vie, curată, identifică persoana în care se încrede, puterea în care se încrede. Pentru că oamenii se încred în multe lucruri. Religios se încred în Buddha, se încred în Allah, în Mahomed, în Confucius. Mergi în Japonia, un stat super civilizat. Totul este electronizat. Te miri la ce capacitate intelectuală și tehnică au ajuns japonezii. Dar cât sunt ei de japonezi, dacă te uiți la ei, ca să observi, ies afară din casă, se duce lângă gard, pe gard are un ciocan sau un clește, pune mâna pe ciocan, pune mâna pe clește și se închină la clește și la ciocan. Pentru că spune: acolo este spiritul strămoșilor mei. Oameni care au pierdut esența credinței. O credință curată identifică puterea în care se închină închinătorul. Și dacă puterea aceasta nu este Dumnezeul Scripturilor, credința aceea este falsă. Este nebiblică. Poți să vorbești despre credință cât vrei, dacă Dumnezeu, dacă Iisus Hristos, dacă Duhul Sfânt nu este iubirea ta, nu este mângâierea ta, nu este Dumnezeul tău, credința ta sau a mea este falsă. Deci, frați și surori, doamnelor și domnilor, mai ales ne adresăm și celor care ne urmăresc pe internet, dacă vrei să verifici oare ce credința mea e bună, credința mea nu e bună,
Dacă Dumnezeul Scripturilor este persoana în care te încrezi, atunci ai început să mergi pe drumul bun. Ai început să mergi pe drumul bun. Pentru că, în al doilea rând, urmează al doilea stâlp al credinței davidice, al credinței biblice. Dacă primul este capacitatea de a identifica în cine te încrezi, al doilea stâlp este capacitatea de a demonstra ce crezi. Uitați ce spune David. Domnul este păstorul meu. Domnul este, mută accentul pe al doilea cuvânt. Aceasta este marea problema noastră. Cum demonstrăm noi că avem o credință biblică? Cum demonstrezi tu, cum demonstrez eu că am o credință curată? Trebuie să o certific. Cu ce? Cu ce? Hai să vă dau două, trei exemple cu care putem certifica dacă avem credință biblică, davidică, curată. Ioan 14:15, cuvântul Domnului spune în felul următor. Dacă mă iubiți, ce veți face? Veți păzi, adică veți împlini, că nu trebuie să le păzim, să nu le fure cineva. Veți împlini poruncile mele. Domnul este păstorul meu. Este? Cum demonstrez că este? Trăiești poruncile Domnului. Dar unii vin și întreabă, dar care sunt aceste porunci? Tu îmi spui că ești credincios și mă întreb care sunt poruncile Domnului? Uite care sunt poruncile Domnului. Cartea aceasta sunt poruncile Domnului. Amin? Deschide-o și cercetează. Și vezi, la porunca aceasta, îl iubești pe Domnul, împlinești porunca aceasta. La porunca aceasta. Și toate cuvintele lui Dumnezeu sunt o poruncă, sunt o lege pentru noi. Și dacă îl iubim pe Domnul, dați-mi voie să vă spun un adevăr care îl auzim mereu și mereu. N-am voie și n-aveți voie să fiți selectivi. Porunca asta îmi place, dar asta nu-mi place. Îmi place să vin la biserică, îmi place să mă bucur, să ridic mâinile în sus, dar nu-mi place să trec pe lângă cutia de zeciuială și să pun zeciuială acolo. Hei, să nu-mi vorbești despre credință biblică. Prin aceasta vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii mei, dacă vă iubiți unii pe alții. De ce poruncă mare! Ce poruncă mare! Să ne iubim unii pe alții. Asta este o problemă mare. Pentru că trebuie să recunoaștem. Eu recunosc în dreptul meu, dumneavoastră trebuie să recunoașteți în dreptul dumneavoastră. Sunt oameni care sunt ușor de iubiți, dar alții, vorba bucureștenilor, e dificil, bre. E greu de iubit. E greu de iubit. Pentru că unii sunt cu natura aceasta în ei negativă, nemulțumită, cu atitudinea aceasta de respingere continuă. Și pe aceștia trebuie să iubim și pe aceștia. Este ca și în această istorie de familie, soț-soție. El era tare mofturos și beata soție, numai nu-i găsea formula de liniște și de pace. Îi plăcea la masă, după ce mânca, să fie servit cu un măr. Și soția îi ducea un măr. Când îi ducea mărul, spunea, mi l-ai adus necurățat.
A doua zi, la masă, i-a dus un măr curățat. Și a zis, astăzi am vrut să mânc unul necurățat. Ei, a treia zi, i-a dus două mere. Unul curățat și unul necurățat. Dar domnul mufturos s-a uitat la ea și a spus, tot nepriceput ai rămas. L-ai curățat pe ăla care am vrut să-l mănânc cu coșă. Sunt oameni care atâta îi duce mintea. Știu mai multe și pot mai mult, dar nu vor. Nu vor. Ăștia-s greu de iubit. Ăștia-s greu de iubit. Însă David spune, o credință curată, o credință biblică, o credință davidică are primul stâlp identificarea celui în care te încrezi și trebuie să fie Domnul, Dumnezeul Scripturilor. Are al doilea stâlp certificarea încredințării tale, a slujirii tale, a credinței tale. Domnul este. V-am dat doar două certificări. Păzește poruncile, iubește pe frați. Certifică. În al treilea rând, o credință davidică aplică ce crede. Uitați-vă ce spune David. Domnul este păstorul meu. Am mutat accentul pe al treilea cuvânt. Păstorul meu. Adică, în momentul în care David scrie acest psalm, el are nevoie de cineva care să-l conducă, care să-l călăuzească. Și are nevoie de Domnul ca și păstor. Dar un om al lui Dumnezeu, ca tine și ca mine, avem atâtea nevoi. Dacă ne lăudăm cu credință, trebuie să aplicăm, frați și surori, doamnelor și domnilor. Domnul este mântuitorul meu. Domnul este vindecătorul meu. Domnul este izbăvitorul meu, Domnul este învățătorul meu, Domnul este călăuza mea, Domnul este tăria mea. Aplică ce crezi! Aplică ce crezi! Nu fi doar povestitor. Aplică, că e plină lumea de povestitori. Trăiește ce crezi! Trăiește ce crezi! Nu știu de ce ai nevoie în dimineața aceasta. Domnul este împlinirea celei nevoi. Aplică. Și apoi, în al patrulea rând și în ultimul rând, o credință davidică, o credință curată, fraților, de care nu te mai îndoiești oare, cred bine, nu cred bine. Pe lângă că identifică Domnul, pe lângă faptul că certifică, este, pe lângă faptul că aplică păstorul, al patrulea, personalizează, individualizează. Uitați-vă la aroganță. În numele lui Iisus, pe care îl predică Pavel, vă poruncesc să ieșiți afară. Dar cine sunteți voi, mă? Cine ești tu? Pe Pavel îl știm. Tremurăm când auzim numele. Pe Iisus nu mai vorbim. Nu avem un cuvânt în fața lui. Dar tu de-al cui ești? Credința trebuie să fie individuală. Destul cu formule pe care le banalizăm. Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacob. Așa este. Dar de ce nu e și Dumnezeul tău? De ce nu e și Dumnezeul meu? Poți să vezi și poți să aplici aceasta la tine, la viața ta? Doamne, fii mântuitorul meu, Doamne. Fii izbăvitorul meu, Doamne. Fii călăuza mea, Doamne.
intră în viața mea, Dumnezeule. Individualizează. Personalizează. Pentru că atunci când tu, când eu în dreptul meu, tu în dreptul tău, vorbim despre Dumnezeu, vorbim ca unii care Domnul este al nostru și cum spune cântarea, dar și eu sunt al Lui. Și împreună facem o echipă foarte puternică. De aceea David va spune în alt psalm, împreună cu Dumnezeul meu mă arunc împotriva unei oștiri în armate. Numai tu cu Dumnezeul tău? Da. Da. Și s-a întâmplat asta, David? Sigur că s-a întâmplat. Când? Păi m-am dus în Valea Ela și acolo de 40 de zile am netăiat împrejur cât un munte de înalt, solid, puternic, înarmat până în dinți, blasfemia pe Dumnezeul lui Israel și blasfemia pe Israel. Îl chema Goliat. M-am dus cu o praștie în fața lui și am spus, astăzi Dumnezeul meu te dă în mâinile mele, vei fi hrană pentru păsările cerului, tu și toată oștirea filistenilor. Cu Dumnezeul meu mă arunc împotriva unei oștiri în armate. S-a aruncat? S-a aruncat. A biruit? A biruit. Pentru că aceasta este credința. Trebuie să trăiască în mine. Trebuie să trăiască în tine. Amin? Ne ridicăm în picioare. Punem la inimă cuvântul Domnului. Punem la inimă înțelepciunea lui Dumnezeu. Și punem la inimă trăirea și umblarea cu Dumnezeu. Rogă-te și spune-i Domnului, Doamne, vreau din toată inima să fii Dumnezeul meu. Nu vreau să am alt domn. Nu vreau să fie mașina Domnul meu, business-ul Domnul meu, soția Domnul meu, copiii Domnul meu, soțul Domnul meu. Vreau Tu să fii Domnul meu. Și vreau să pot să trăiesc, să pot să spun Domnul este. Și fapta mea să dovedească că Tu ești. Și apoi, Doamne, am 1000 de nevoi. Eu vreau cu smerenie să te aplic la fiecare nevoie, pentru că mă rog ție, eu strig, lăudat să fie Domnul și sunt izbăvit, sunt izbăvit, pentru că și închinarea aduce biruință. Și apoi, Doamne, plec de aici nu cu inima goală, plec de aici cu Tine, pentru că Tu ești Dumnezeul meu. Amin? Ne rugăm Domnului.